Am avut parte și de un juriu calificat, iar un membru al juriului din acest an este alături de noi, și anume Igor Rusu. Bună dimineața, bună bine dimineața. Ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Câte ore ați dormit? Vreo patru, dar e suficient, patru ore. Domnule, s-a alintat, a visat încă. Eu cred că voi mai puțin ați dormit. Fii sigur de asta, nu pot. Sau poate deloc. Mai aproape. Da. Bun, revenind la Eurovision, cum a fost seara de ieri, apropo? A fost o seară chiar destul de complicată pentru membrii juriului, pentru că așa sunt condițiile, că oricum ceva trebuie să alegi. Sigur. Mai încotro și este chiar și punctajul deja pregătit de la 1 la 12, unde trebuie neapărat să acorzi cu Eva 12, chiar dacă n-ai place, vrea. Nu place, nu place. Chiar dacă n-ai vrea. Dar până la urmă să știți că am avut un show destul de bine organizat, am avut piese frumoase, voci bune, ceea ce mă bucură că mergem înainte și de la an la an se dezvoltă. În general, producerea deci producția muzicală din Republica Moldova. S-au evidențiat mulți interpreți care m-au bucurat, chiar și voci, nu știu, tineri, da, m-a impresionat și Cătărina Sandu, foarte frumos a evoluat. Și cu show foarte bine pregătit, da, de altfel. Și Lavinia Rusu. Nu de asta că e rusul, dar că a cântat cu... Nici o legătură de rodine. Talentul la vine nu poate fi contestat de nimeni, a probabil. A cântat foarte bine. Sigur că Diana Rotaru, ca întotdeauna, a venit așa mai incendiară și ea știe să facă... Show. Din puțin, că ea n-a avut artificii și nu știu ce alte efecte speciale, să zicem așa. Dar oricum a făcut notice speciale. Da, ceva a fost special acum. Și bineînțeles că ca produs, ca show, a fost și pregătit și Pașa Parfeni și Natalia Gordienco, a avut o prezență frumoasă, să recunoaștem, un aranjament, să zicem exact. Așa, de zile mari. Și sigur că publicul a votat ce i-a căzut mai bine la inimă. Deci i-a plăcut mai mult. Între timp am căutat imagini și am găsit Sasha Leti, o vedem aseară, de exemplu, într-o primă imagine. O altă prezență foarte excentrică, de altfel. Foarte energică da, și Sasha. Chiar da, deosebit. Apropo, Igor, este un lucru deja foarte mediatizat, foarte vehiculat pe rețele de socializare, bună oară. În acest an... meseria juriului a fost una și mai complicată, pentru că am avut foarte multe nume deja bine poziționate în industria muzicală. Voi acolo sus, pentru că aveați o cameră special amenajată, ați ținut cont și de experiența din spatele interpreților sau ați făcut abstracție și ați mizat doar pe ceea ce a fost în acea seară? Deci, sigur că noi am mizat pe ceea ce a fost în astă seară, pentru că, în primul rând, eu am urmărit prestația vocală, să zicem așa. Eu, ca și vocalist, am urmărit mai mult la ce cunosc eu mai bine. Au fost voci bune, dar, totodată, sigur că undeva și experiența din spate tot contează, pentru că s-ar putea la preselecție noi să înaintăm o persoană care nu e suficient de experimentată și la pregătită pentru la Eurovision să nu aibă același impact care l-ar avea la național. Vorbim și despre un echilibru psihic-emoțional. Da, da, sigur că trebuie să fii deja un pic mai copt, să zicem așa, ca să capeți încrederea. Da, deci noi de asta nu mergem. Da, apropo, aici mai am o întrebare pentru voi că... sunteți prea copți. Noi suntem copți. Noi am cădea din copac dacă bine am ajuns acolo. Bine că nu suntem alterați încă. Da, am cădea din copac. Hai să mai întreb încă un lucru, pentru că se întâmplă, suntem oameni. De exemplu, Irina Chitier îmi spunea la interviu în Camera Verde că arăce ce are problemă cu vocea. Se iau și lucrurile astea în calcul? În cazul în care se cunoaște vocea. E foarte dificil. Deci nu poți să crezi promisiunilor atunci când ești în... Da, este poate nedrept, dar totuși lumea așteaptă, nu știu, explozia. Și atunci când, dacă mai sunt și îți joacă festa și sănătatea sau alte
problemă. Apropo, dar care erau emoțiile sus? Pentru că în camera verde noi știm, pe scenă am văzut, în public am văzut. Sus, în camera jurului, nu prea am avut noi acces. Știu că n-ați avut. Eu, de pildă, prefer să fiu mai mult în scenă și să cânt, pentru că acolo era o atmosferă așa de tensionată și mie nu prea îmi plac scenele astea. Dar copiați unul de la celălalt sau nu? Nu. Deci a fost un juriu foarte, chiar la urmă când ne-am uitat la punctaj, nimeni nu s-a repetat, nimeni nu s-a... Deci fiecare a avut direcția sa și... Chiar a fost foarte, așa mai împrăștiate, să zicem, notele, ceea ce denotă că au fost fiecare independent. Și da și nu, pe de o parte, uite, eu nu vreau să fiu rea, dar nu fi rea. Apreciez efortul fiecărui membru al juriului, dar cum se întâmplă că notele sau punctele oferite de fiecare membru în parte să fie atât de pestrițate? Pentru că vorbim despre un contrast, același participant lua 0 puncte de la cineva și 12 de la altcineva. Nu este un decalaj prea mare? Sau care sunt criteriile pe vă care le observați? A fost, cred că, ales juriul pe diferite compartimente, așa, pe criterii. Și atunci când la un membru a juriului care el este mai mult axat pe vestimentații sau pe prezența sau pe show, pune nota mare la cel care s-a prezentat mai... Uh-huh. Eu, bună oară, mai mult urmăream vocal. Și bine, și întreg show-ul, până la urmă contează produsul, pentru că poți să fii foarte tare într-un anumit segment, dar per general poate să nu dea așa un impact. Și atunci noi ce prezentăm la Eurovision? Noi trebuie să prezentăm ceva care la tot întreg să ne reprezinte bine. Deci nu doar într-un segment. Și de atâta au fost... Nu, și se creează media, da, care... De atâta și au fost atât de pestrițate, poate. Unul a dat 12 și altul a dat... Mai puțin. Da, apropo, bine, mai mult oarecum să fi dat de 12. Dacă e să vorbim de ce s-a întâmplat aseară, pentru că după un concurs, acum e cert un lucru, de fapt, ca să deschid o paranteză, Natalia a câștigat, trebuie să o susținem, trebuie să fim alături de ea, pentru că ea va reprezenta Republica Moldova, va duce tricolorul în spate. Însă, dacă e să vorbim de concurs, când tragi linie, când în ansamblu, când stai și să te gândești la el, sentimentul ăla îți zice că, Doamne, a fost o seară cu niște voci care merg la Rotterdam și înving. Sau ce facem noi la Rotterdam, din punctul participăm tău de vedere? Doar. Da, sau doar participăm? Sigur, nu. Deci se știe că acest concurs Eurovision este axat mai mult pe show, este mai mult pe ceea ce dă impactul mai puternic. Eu nu știu, din câți ani mai observ așa? E complicat de vedere. E complicat ca să apari la Eurovision doar cu voce. Dar la noi mai există un moment, că acum suntem încă în martie, 1 martie, apropo. Încă în martie. Unde e mărțișor, apropo? N-am reușit. 3-4 ore de somn, te rog eu mult. Ai zis, eu merg în casă să-l fac. Ce înseamnă susținerea bărbătească. Da. Fine, ce trebuia să zic, în luna mai, și acum, din păcate, se va întâmpla sau nu se va întâmpla lucrul ăsta, vom vedea, în fiecare an, dacă nu ne calificăm în final, încep criticii să apară pe internet, că de ce nu s-a calificat, că uite ce slabă, că trebuia pe altcineva să trimită, dacă se califică foarte bine, dar nu ia mai mult de loc cu 15-20, că noi suntem buni la asta. Că eu am impresia noi să câștigăm, va fi ceva genul. Dar unde o să facem? La ce te-ai gândit? Hai să vă spun, să fim și noi mai realiști, așa? Dacă ne uităm pe hartă unde suntem noi în față de alte imperii, să zic așa, noi trebuie să ne mulțumim că suntem în rând cu lumea și atunci e foarte bine că participăm și avem o prezență uneori chiar foarte bună. Avem în istoria noastră de participare deja și cei care au reușit în final, în primii... O prestație de excepție, de altfel, da, a fost și cea a Nataliei Barbu, pe care, sigur, chiar ieri am văzut-o într-un recital. Toată lumea cânta în camera verde. Ieri a fost o prestație... Exact. Toată lumea în camera verde cânta piesa alături de Natalia. Că chiar noi vorbeam că, uite, dacă să alegem dintre cine... Aș alegem pe Natalia Barbu. I-am dat toți Nataliei Barbu. Foarte multă lume zicea asta și pe Facebook. Igor, noi îți mulțumim tare frumos că ai venit alături de noi, că ai renunțat la somn doar ca să ne împărtășești din emoții. Te așteptăm data viitoare, dar să fii cu mărțișor, da? Da. Bine.